În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, au mers după dânsul ucenicii lui și iată că pe mare s-a stârnit o furtună atât de puternică, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Atunci ucenicii au venit la el și l-au deșteptat zicându-i, Doamne, mântuiește-ne că pierim! Iar el le-a zis, de ce sunteți înfricoșați, puțin credincioșilor? Atunci el s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. Iar oamenii se mirau zicând, cine este omul acesta că și vânturile și marea ascultă de el? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De multe ori părinții cu copiii procedează în mod pedagogic, lăsându-i în anumite situații mai grele, tocmai pentru aceștia să-și vadă măsura, să realizeze că ei sunt copiii și părinții sunt cei care au puterea, tocmai pentru a realiza legătura dintre părinți și copii. Și în fel și chip, părinții ajută și se retrag, părinții în mod pedagogic îi sperie pe copiii mici, ascunzându-se de multe ori ca să fie căutați de copii, și există un singur scop, acela de a întări legătura dintre părinți și copii. La fel face și maestrul cu discipolul. La fel face învățătorul cu ucenicul. Îl ajută, îl susține, apoi se retrage, îl lasă de unul singur să ajungă la anumite limite până peste cap, ca ucenicul să realizeze că nu este puternic prin el însuși, că are nevoie de ajutorul învățătorului, să se vadă valoarea învățătorului, iar ucenicul să dobândească smerița cugetare. Dar mai mult decât învățătorul, mai mult decât părinții, bunul Dumnezeu, atot creatorul, atot puternicul, atot știutorul, atot proniatorul, face lucrul acesta ca un stăpân și ca un părinte iubitor cu toată omenirea deodată, ca să înțeleagă omenirea că fără de Dumnezeu nu poate face nimic. Iată-l pe Domnul nostru Iisus Hristos, cu ucenicii săi, pe mare, iubiți credincioși, în liniște, aceștia stăpânind arta aceasta de a naviga cu corabia pe mare, erau siguri pe ei, îl vedeau pe învățătorul undeva la capătul corabiei, în fruntea lor, stând odihnindu-se și dormind, și ziceau în inima lor, ne descurcăm, cunoaștem, stăpânim, știm meșteșugul, nu avem nevoie deocamdată de el. Când omul începe să se încreadă în sine, așa cum fac copiii când se văd un pic mai crescuți, așa cum fac ucenicii când cred și ei că au început să cunoască, când omul începe să se bizuie pe sine, iată că bunul Dumnezeu lucrează proniator. Pentru că deodată, din îngăduința lui Dumnezeu, din pronia lui Dumnezeu, deodată, instantaneu, s-a stârnit furtună mare. Până acum nu era furtună, deodată e furtună. Furtună mare încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Dormea în planul fizic văzându-l ca om, iubiți credincioși, odihnindu-se, dar nu dormea ca Dumnezeu, pentru că tocmai el i-a lăsat să-i vadă cum se descurcă. Tocmai el a lăsat să se pornească furtuna atât de mare. Tocmai el i-a așteptat ca ei să vină, să se vadă neputincioși, că nu pot stăpâni corabia, chiar dacă erau specialiști. Și specialiștii au căzut în deznădejde. Specialiștii în ale navigației s-au văzut neputincioși. Specialiștii, cu toată cunoașterea lor, au izbit corabia de neputința lor. Dar în momentul acela, iubiți credincioși, au depășit rațiunea, au depășit încrederea în sine,
au depășit cunoașterea, au depășit toate cele omenești și s-au dus și au strigat. Au strigat din toată inima lor, l-au deșteptat zicându-i, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Doamne, scapă-ne că pierim. Eu mai zis învățătorule, i-au zis, Doamne, că pierim, că murim, că aici rămânem. Iar el le-a zis, iubiți credincioși, de ce sunteți înfricoșați? S-a înfricoșat inima voastră pentru că nu mai puteți voi stăpâni lucrurile. S-a înfricoșat sufletul în voi pentru că nu mai puteți voi controla corabia. Vă speriați de ce? De moarte. De ce sunteți înfricoșați? Dar înfricoșarea voastră vine din necredință. Pentru că i-a numit puțin credincioșilor sau necredincioșilor. Și, iubiți credincioși, a arătat și lor și nouă, pentru totdeauna, că scăderea în credință sau necredința aruncă sufletul în frică, în spaimă, în groază, în neputință totală. Iar soluția pentru a ieși din frică este să ne aruncăm cu totul în credință, în mâinile lui Dumnezeu, trezindu-L pe Dumnezeu în noi, nu că Dumnezeu doarme, ci trezindu-L, adică dându-I voie să lucreze cu putere în inima și în corabia vieții noastre. Atunci el s-a sculat, a certat vânturile și marea. Cine? Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, a certat vânturile, a certat marea și s-a făcut liniște deplină. Uitați-vă voi aici, iubiți credincioși, atât de mare era furtuna, încât aproape corabia era acoperită de valuri, până la buză, aproape să se umple totul de apă. Aici s-a făcut deodată liniște deplină, limită în frică maximă, limită maximă la valuri care să acopere corabia și deodată maximum de liniște, de plinătate, liniște dăruită de bunul Dumnezeu. I-a dus de la o stare de frică la o stare de liniște într-o clipă, doar trecând în interiorul lor de la necredință la rugăciune și la credință totală și predare totală în seama lui Dumnezeu. Iar oamenii se mirau zicând, încă își mai puneau întrebarea, se mirau zicând, cine este omul acesta că și vânturile și marea ascultă de el? Îl vedeau ca om, îl vedeau ca învățător, nu îl vedeau ca împăratul cerului și a pământului. Nu-L vedeau ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină născut, iar l-a făcut. Nu-L vedeau ca stăpân al pământului, al cerului, a valurilor, a mării, a tot puternicul. Nu-L vedeau încă, iubiți credincioși, și se întrebau, cine este omul acesta de care ascultă și vânturile și mare? Iubiți credincioși, acesta este omul. Totdeauna l-a suspendat undeva pe Dumnezeu în cer, și ar vrea el să controleze și pământul, dacă ar putea și cerul prin știința și cunoașterea lui. Dumnezeu îl lasă la mintea lui, dar tot Dumnezeu îngăduie să se întâmple lucruri la extrem, ca omul să-și vadă măsura, să cadă în smerenie, să strige la Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu cu toată puterea lui. Acesta, iubiți credincioși, este firescul care deodată se strică și apare furtuna și valurile. Apar acestea și zgâlție inima omului, omul strigă la Dumnezeu, Dumnezeu întinde mâna și se restabilește relația de credință și de iubire dintre Dumnezeu și om. Dar în ziua de astăzi, iubiți credincioși, nebunia este cumplită. Omul nu mai stă în firesc, omul nu mai vrea să stea în dependență față de Dumnezeu, omul vrea să fie Dumnezeul său, și cade din firescul acesta în nefiresc și din nefiresc îndrăcesc. Îndrăcesc pentru că a ajuns la o măsură a științei încât știința devine stăpânită de demoni. Și omul vrea să creeze un univers, vrea să creeze un pământ după mintea lui, încât să nu mai fie Dumnezeu progniatorul și stăpânitorul. Să nu mai zică omul, Doamne, dă-mi ploaie. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat ploaie. Doamne, dă-ne un piculeț de răcoare. Doamne, mulțumim că mi-ai dat răcoare. Doamne, dă-ne un pic de căldură. Doamne, îți mulțumim că ai dat un pic de căldură. Nu mai vrea omul așa ceva. Omul crede că a ajuns la un nivel de știință
încât stăpânind cerul cu sateliți și toate celelalte, jucându-se omul la butoane și nu doar omul, doar câțiva nebuni din lumea aceasta, ei, iubiți credincioși, creează după cum vor ei, ori furtuni, ori ninsori, ori ploi, ori secetă, ori căldură, ori încălzire globală. Și iată, creează o poveste a încălzirii globale, ca și cum noi ar fi ei la butoane, ci se întâmplă așa de la sine, și ei vor să salveze planeta, planeta pe care ei vor să o stăpânească și au distrus-o, vor să o salveze. Ei vor să ne rugăm pentru încălzirea globală, încălzire globală pe care ei o creează cu știința lor nebună, aducându-i într-un potir comun pe toți din toate religiile să se roage pentru încălzirea globală, ignorându-l pe Dumnezeu atotputernicul, iubiți credincioși, făcându-se ei pe sine Dumnezeu. Și apoi creează pandemonii, creează boli în laboratoare, creează tot soiul de furtuni și de valuri și zgâlție lumea aceasta, încât lumea să fie la mâna lor și să nu mai fie la mâna lui Dumnezeu. Dar omul, iubiți credincioși, credincios fiind, creștinul ortodox care se încrede în Dumnezeu, el știe clar că nu trebuie să ne temem de cei care ucid sufletul, ci de cei care vor să ucidă. Nu ne temem de cei care ucid trupul, ci de cei care vor să ucidă sufletul și să-l arunce în ghiena. Nu ne temem, iubiți credincioși, de nebunii lumii acestea, ci ne temem să nu facem păcat ca să-l supărăm pe Dumnezeu. Nu ne temem de toate schimbările și toate figurațiile din lumea acestea, ci ne temem să nu cumva să pierdem împărăția cerurilor, să ne pierdem sufletul și să-l pierdem pe Hristos pentru totdeauna. De aceea ei vor să încapsuleze lumea, să creeze o poză, să se joace la butoane, să creeze o poveste, o minciună a lor, încât să justifice crima lor organizată și globală. Dacă vine vreo pandemie organizată de ei, muriți din cauza virusului, nu din cauza vaccinului creat de noi. Dacă vine căldura, muriți din cauza încălzirii globale, dacă ei se joacă cu toate acestea. Nu muriți de la toate nebuniile care le punem noi în medicamente de faceți atac cerebral sau stop cardiac sau alte stări de cad oamenii în plină vară pe stradă. Încălzirea globală, ce să facem, au mai murit câteva mii. Iubiți credincioși, fiți luciți. Iubiți credincioși, nu mai ascultați de propaganda media. Nu mai fiți infantili la minte. Iubiți credincioși, fiți luciți, fiți cu discernământ. Vedeți nebunia lumii acestea. Stați în corabie. Treziți-L pe Dumnezeu în inima voastră. Strigați la Hristos în inima voastră. Veniți la El în corabia Lui, iubiți credincioși, ca să scăpați de valuri în Biserica Ortodoxă. Și acolo cu Hristos în corabia Lui să-L rugăm să ne conducă, să stea la cârmă și să stea și la cârma bisericii și la cârma inimii noastre, la fiecare biserică vie, să fie Hristos euharistic, să troneze, iubiți credincioși. El care stă de-a dreapta Tatălui pe tron, vrea să-și lase tronul său în fiecare secundă, fără să-l abandoneze, să se așeze pe tronul inimii noastre, ca aici să stea ca un împărat și ca un stăpân. El, iubiți credincioși, caută să-și plece capul în inima fiecărui om care atât de hăituit este pe lumea aceasta, în inima oricărui om care nu are unde să-și plece capul, iată, Hristos vrea să-și plece capul pe corabia mântuirii sufletului nostru în inima noastră. Înțelegeți și voi toți și noi odată. Mai presus de toate este Dumnezeu atotputernic. În istoria omenirii, așa cum a fost în Babilon și în alte momente, totdeauna omul a încercat să-și înalțe un turn, să folosească știința, să stăpânească pe toate. Acum s-a ajuns la această nebunie a inteligenței artificiale. Și ce fac aceștia, iubiți credincioși? Pun inteligența artificială să fie ucenicul omului, să învețe tot de la om, să absoarbă tot de la om, să copie totul de la om și după ce a copiat totul de la om, omul este aruncat, este azvârlit și iată că omul va fi omorât sub toate aspectele și conducerea o va prelua niște nebuni cu această inteligență artificială și alte duhuri necurate
și va fi o conducere mai mult decât centralizată. Nu rămâne, iubiți credincioși, în lumea asta nebună, decât să fim firești, să fim suprafirești, adică duhovnicești. În lumea aceasta nebună, unde o lună de zile perversii și inversii au voie să sărbătorească în toată lumea aceasta, împotriva firescului, ar trebui să fie marș, iubiți credincioși, pentru firesc. Știți ce înțeleg prin marș pentru firesc? Ar fi trebuit o lună de zile, în modul cel mai simplu, soț și soție să iasă din casă măcar o dată, îmbrăcați omenește, bărbatul bărbat, femeia femeie, el la pantalon, ea la o roche, nu ia pantalon, el pantalon, și să meargă pe stradă, să-și facă cumpărăturile, să se ocupe de ale lor, să se plimbe copiii și să vezi că el e bărbat, că ea este femeie, că aceștia sunt copii, că sunt decenți, că sunt armonioși, să fie un marș pentru firesc. Să vezi în parc, să vezi la un restaurant, să nu mai stea în casă, toți în fața televizorului, ci să vezi pe stradă, fără să cheltui nimic, doar plimbându-te, o imagine a firescului împotriva nefirescului și a nebunii lumea acestea, care este susținută de noua ordine mondială. De aceea, în valurile în care ne aflăm, în vânturile care bat împotriva bisericii și împotriva omului firesc, avem o singură soluție, să strigăm la Dumnezeu ca acesta să lucreze în inima noastră și să alunge El și vânturile și valurile. Amin.